aici, am luat casa pe cont propriu, am crezut în mine, știam că sunt pregătită să fug, numai trebuia doar să fug de pistă, ceea ce pot. Am avut emoții după ce am alergat pe grup, că nu m-am calificat direct în finală, primele două, automat, și a trebuit să aștept să alerg celelalte două serii pentru a vedea dacă mă calific contrativ. Nu am crezut că mă voi califica contrativ, deoarece am văzut rezultatele din seria a doua, dar am sperat până în ultimul moment și se pare că sunt în finală. Și de la finală ce-ți propui? Prima dată trebuie să mă recuperez și să încerc să dau totul în finală. Sper să am un rezultat mai bun și să mă clasez în finală. Urmă e și bine, a fost un concurs bun, dacă ne gândim că Dana s-a calificat în finală. A fost destul de greu, gândindu-ne că baremul de calificare a fost 96, presiunea a fost foarte mare. Nu se aștepta nimeni să se intre totuși 1,89 m, ne speram la 1,93 m, dar până la urmă a ieșit bine pentru ea, ea a intrat cu 1,89 m din prima. Au fost 6 fete cu 1,93 m, încă 6 cu 1,89 m, toate seriile din prima încercare, vor fi 12 în finală. A ieșit bine până la sfârșit, a avut niște probleme cu pista, nu s-a acomodat foarte bine cu această pistă, dar sper că a fost un antrenament bun pentru finala de poimine.